Încă 89 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 5 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 89 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator de imobile un loc, agent de securitate 11, ajutor ospătar 2, ajutor bucătar 2, bucătar 1, barman 2, consilier 2, coafor 2 locuri, cameristă 1, dispecer 1 loc, dulgher 6, femeie de serviciu 1, finisor interioare 5, ferar betonist 3, faianțar 1, frizer 1 loc, îngrijitor spații verzi 1, lăcătuș construcții metalice 1 loc, lucrător comercial 1, menajeră 1 loc, mecanic de utilaje 1, macaragiu 1, muncitor necalificat în construcții 7, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 3, operator fabricare hârtie 6, operator calculator 3, referent 1 loc, săpător manual 3, șofer 5, secretară 1 loc, supraveghetor hotel 2, tâmplar universal 1, timonier fluvial 1, zugrav un loc și 7 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. De asemenea, pregătim 5 cursuri de formare profesională, cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențiile noastre, indemnizați sau neindemnizați. Facem înscrieri pentru a începe cursurile în meserile de babysitter, tâmplar universal, femeie de serviciu, îngrijitor spații verzi și agricultor în culturi vegetare și creșterea animalelor în momentul. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânju Mare și Comuna Cujmir.